Și ninsorile îi bucură pe agricultori. Seceta și temperaturile prea ridicate de până acum pun pe butuci agricultura românească. Culturile de toamnă sunt deja compromise, iar pomii fructiferi sunt și ei în pericol. Ne-am putea lua adio de la cireșele de mai sau caisele și piersicile din iunie. Capriciile vremii se vor răsfrânge în prețul alimentelor. Petrică Dima privește îngrijorat merii din livadă. După un 2011 roditor, anul acesta și-ar putea vedea producția înjumătățită. La cât de cald e afară, se așteaptă ca pomii să înmugurească din zi în zi, iar un ger sau o brumă târzie ar distruge recolta. Dar cea mai mare problemă rămâne seceta. Dacă fructele sunt foarte multe, atunci este clară treaba că mugurii de rol nu sunt dezvoltați, rămân la trofia cea în următor producție slavă. Cele mai afectate livezi sunt cele de cireș, vișini și caiș. Chiar dacă supraviețuiesc oscilațiilor de temperatură și sunt irigate ca la carte, mai au un hop de trecut. Vremea blândă înseamnă și dăunători mai mulți. Temperaturile scăzute din timpul iernii, mă refer la mai mult, mai puțin de minus, știu, minus 10, minus 15 grade, omoară o parte din aceste insecte. Temperaturile ridicate favorizează viețuirea lor. Neputincioși în fața capriciilor naturii sunt și fermierii care au aruncat în brazdă semințe de grâu și rapiță. Pământul este atât de uscat încât nici buruiana nu crește. A trecut jumătate de an de când precipitațiile ocolesc țara noastră, iar efectele asupra recoltei sunt devastatoare. Uitați-vă cât este de mic. Are undeva un 4-5 cm și unul este mai mare, unul este mai mic. Ar trebui să arate ca un, cum am spus și mai devreme, ca un covor de iarbă verde. Grâul, de pildă, este în vegetație. Este chiar în dezvoltarea foliajului, pentru că temperatura peste 5 grade, 4-5 grade, permite acest lucru. Într-o astfel de situație, gerul care ar fi nu la nivelele maxim de rezistență, ci undeva la minus 8, minus 10, minus 12 grade, pot să afecteze culturile care sunt slăbite. Pagubele se anunță uriașe pentru fermieri care deja anunță că își vor vinde mai scump marfa, cu până la 20% față de anul trecut.